Salutare, băieți! Ce mai faceți? Cum mai sunteți? Eu sunt AMP și bine v-am regăsit la un nou episod. Sunt pe serverul Doom România Roleplay, vă aștept și pe voi. Am lăsat scena de la live pentru webcam, dar asta e. Deci, dacă îți place ceea ce facem, nu uitați butonul de like, subscribe. Băi, din păcate, polițistul nostru nu știu pe unde e și... Da. Și las că-l vă căuta numai mai încolo. Acum mergem frumos, ne luăm o mașină. Că, na. Da, apropo, o să pun tot în descriere de la ei și, na, să vedem așa. Na, n-am ce face altcumva pentru că pur și simplu am înțeles. Ne l-au buguit și stai să văd dacă mai apuc să mai scot. Da, hai că merge. Bun, jobul de poștaj, veniți frumos la locația asta. Da, are video. Veniți aici la locația asta între 3012-3016 și vă începeți treaba. O să vedem cât timp face noi bănuții ăștia. Da, Dubai e, na, m-a lovit, 13 grade afară, deci, na. Nu am noroc, e verde, nu e nimeni în spate. Aici trebuie să facem dreapta. Sper să nu vină un băiețaș. Aici din nou stânga. Na. Ieri eu știți bine că a fost wipe-ul. Na. A fost nebuneală, am fost ieri și pe live. Nebuneală. A, normal ai o cutie acolo, în mână. Și te duci după aia și o tătă în mâini la casă unde trebuie. De obicei o să ai de mai multe ori să pleci în același loc, deoarece omul e nesătul și na, date-și comandă de pe Amazon și ajunge la poștă română. Nu știu dacă ăsta e numărul adevărat. Văd, cred că site-ul e numărul adevărat, dar numărul de telefon nu știu. Da, ceea ce v-aș sugera pe voi când găsiți repede un... Nu știu, hai că m-am dus. Când găsiți un loc așa frumos de... un magazin, să zic mai pe scurt. Când găsiți un magazin, să mergeți repede să vă cumpărați apă și mâncare și o geantă pe spate. Se mai întâmplă. Auzi? Du-te în punctul ăla unde trebuie și stai numai aici. Păi aici stau, dar nu merge, aia zic. Cheamă un înger. Că n-ai ce face. Dacă nu mergi, atunci probabil ai... este ceva probleme pe sistem. Vorbește cu șefa, sună, știi? N-avem ce face, asta e. Să mai întâmplă și chestii de genul. Băi, ce mult îmi place serverul ăsta, de ce? Pentru că acțiunea tot e în paletul. Aici e multe joburi, aici de toate, te faci... interacționezi cu mai mulți playeri, da. Păi, apropo, dacă vreți și știți ceva mod de grafică mai bun, să nu ezitați să-mi lăsați în comentarii și, da, mă voi uita, desigur. Și atunci, cel mai bine, na, după cum am zis, vreau să-mi bag și un mod de grafică, ca să fie și el băgat, ca să arate mai frumos. Nu vine... Am înțeles, m-am învârtit un pic gâtul, m-am uitat, știi? Na, bun, atunci hai să mergem în continuare. Ce mă enervează decât stai mult la roșu. Na, un poștaș, știi cum e, trebuie neapărat una, două, țac, pac, nu știu pe câte, am înțeles, pe câte colete ai plătit, dar na, dacă ați auzit sau vezi pe cineva care face de astea, nu vine nimeni. Nu știu cum pot să mă uit aici în spate, dar na, mai ciudat un pic. Deci, asta e. Și... na. Hai să... îi dăm drumul, nu? Hai că aici trebuie să fac la stânga. Hai să mă duc pe partea cealaltă, să nu mă duc... să mă duc pe aici. Bun. Nu vine nimeni. Și aici a fost un job înainte de wipe, dar nu știu acum dacă mai există jobul ăla. Na, să sperăm că și aici, dacă faci rost de o mașină, un alta, e perfect. Și cu săvița ai făcut repede ceva, că stai mai bine aici decât în altă parte. Mamă. Hai cu cutia vieții. Hai, domnul. Hai, ieți pachetul. Ești nebun la cap. Nice, l-o luat. Hai că te... Oh, cred că am tot zburat, a? Dar ne uităm în spate, ne asigurăm. Nu vine nimeni. Ceea ce n-aș pe că da. Îți curăți dacă deschid, stai un pic, stai un pic. Am eu ideile mele, știi? Hai că merge dacă... Nu merge. Am zis, eram curios ce se află în după. În afară de colete. Na, cel mai profitabil job în momentul de față ăsta e, dar... Vă sugerez să-l faceți prin... Era să zic ceva către el. Dar, na, ce vă sugera eu, să faceți acest job cu permisul. De ce? Că dacă nu, iar te prinde poliția, plătești un moment și de câte mi s-a întâmplat mie, odată, cred că pe un episod, cam așa, am plătit 2000 și ceva de dolari. Deci îți dai seama cum a fost. Ca să nu mi-au... Ca să nu-mi suspende permisul, am plătit 2000 de dolari. Starea cu stâlp, n-ați văzut nimic. Eram... Cred că așa am făcut, știi? Aoleu, ce reacție. Am înțeles, da, la pușcă motorul. Da, cred că ticul e mașina vieții noastre. Și aoleu... Nu, hai. Hai, ubăriți. Da, ai mașina de ubăriți. Îs frumoase mașinile. Hai să nu mă trezesc cu un bombaleu. Bun. Let's go. Mă, nu știu, m-ar interesa foarte mult, după cum am zis, că... Și mă mai repet, cu modul de grafică. Am văzut la alții că e frumos, am văzut că nu e frumos. Da, vedem. Pe viitor, ce-a fi, vedem. Bun, hai să îi ducem cutia. Mamă, cutia de KFC, ești nebun. Da, nu costă mult nici casele. Vreau să muncesc acum pentru o casă. Ca să fie și aia luată. Ca să nu fie nicio problemă. Ia, așa mă pui jos să mă duc. Nu, bine atunci. Hai, mergem jos. Cred că și el atât aici are livrare. Cred că îl cunosc pe băiata, cred că e Georgica, nu l-am mai văzut de când s-a schimbat orașul. Nu-i bai că poate ne întâlnim după aia cu el. Vedem. Aș pune muzică, da. Din păcate, nu prea îi, nu, e indicat. Bine, se poate pune în piesă de alea de no copyright, gen, dar așa... Decât să pun muzică, mai bine pur și simplu îmi fac live. Și asta e. Facem live un roleplay și salut. Am înțeles. Mama, imediat nu mai am apă. Trebuie să pun, pe unde mă duc trebuie să iau neapărat. Băi, camera asta îmi place tare mult. Ia uitați-vă. Nu văd nimic. Bună camera. Na. Hai, ne punem centura. Let's go. Stâlpul. O, bă, colegul, mai încet, că... O tem pula mea pe banda ta. Am scuzat de limba așa. Da, aseară, după wipe, ținând cont că câți au fost și cum au fost. Am fost 128 din 128 player pe server. Dar da, din atâția mai vinea câte unul cu un alta, că na, era imposibil să nu vină și așa mai departe. Hai că eu am stop. Du-te. Mamă, ce era să-l calce. Domnul. N-am timp, domnul. Splăiuri după, să nu zic cine, așa mă, ești nebun la cap. N-am răbdare, acum să stau, trebuie să mă duc să muncesc. Trebuie bani, nici dracului, dacă întârzi 2 minute, Sună șeful, pe unde ești? Știi ce zic? Băi, da, tot am zis, lăsați-o comentarii, fii atât. Ce luminițe sau de asta vreți să vedeți, gen colorate, cum ar fi verde, un alta, na, știți voi. Hai să las mașina aici, pe undeva, și să mă duc repede. Sper să nu vine să ne mașina că pur spânzură. Ioi, n-ați văzut asta. Gen, vreau să pun așa în spate niște luminițe, un alta și... na. Ca să arate mai frumos, să nu se vadă asta chiar așa. În gen în spate, știi? Sau când faci live seara, pur și simplu, na. Nu știu de ce am impresia să mă tot uit în partea cealaltă. Dar, na, obișnuința. Am impresia că cred că camera e dincolo. Dar, stai, iară. Hello! Salut! No. Nu e... Am văzut ceva, parcă se mișca un pic cam ciudat, în lag. Și am zis că, bă, poate de la mine, poate de la voi, nu știu. Stai că vreau să nu uit la ceva. Bun. Da. Hai, cred că mai avem puțin și mergem după aia să tot ducem înapoi. Na, și vreau să vă arăt de ce faza, vreau să vă arăt și faza asta cu cât iei de la Poșta Română, gen că lucrez pe o zi, normal, bine. O zi, zic eu. Dar să vedeți și salariul și dacă se merge să muncim. Ați văzut că e roșu, nu? Eu nu. Eu zic că e verde. Ioi, domnul. Am înțeles. Du-te, frate, cu el până în ușă. Du-te, frate, cu el până în ușă. Mă auzi, mă? Da. Du-te cu mașina aia până în ușă, dacă poți. Da. Când l-am auzit cum vorbește, ok. Na, nu am nimic împotriva asta, dar... am înțeles. Băi, am zis alea să meargă până lușul cu mașina și omul. Mamă. Trebuia să deschide și... Băi, nu mai zic nimic, mă. Mai bine tac. Unde se face cum bancar? La bancă, boss. La bancă. Unde poți să-ți faci cont bancar? Da, dar știi ce impresia am eu? Cum dracului scoate asta direct cutia. Dacă trebuie, normal trebuia să mă duc în spate, da? Las-o așa, mai bine. Bun. Nu vine niciunul. Trebuie să mă duc neapărat după aia să-mi iau pe asta. Așa nu mai am apă, nu mai am nimic. Și e stresant. Mai să parchez aici. Ia, aici m-a dat unde l-a dat și pe ăla. Mai de multe. Vă țineți minte la început de episod. Hai să vedem. Băi, 20.000. Casa aici, numărul 10. Nu-i tare mult. Dacă îi să o luăm așa. Nu, hai să vedem. Mamă, tot jos. Băi, nu-mi place. Adică îți dau acolo jos. No, până mergi, până te duci. Până, știi? Tot așa faci treacu. Cu mașina. Apoi mai găsești pe cineva, am înțeles, mi-a dat să strică mașina. Mai găsești pe cineva care n-ai... Așa. Mașina de lui Pupăriț. Dar nu știu unde... Ioi, cu tirul, vida. Pula mea. Bine că te poți duce pe... contra... sau să vii pe contrasens cu metre, dar nu mă vezi. Nu, bun. Da, cu metre sunt două benzi acolo. Trag în tine și în mașina ta. Hai să lăsăm cutia. Aici trebuie să mergi în spate, că, na. Domnul, am venit să-ți dau plicul, nu, hai, plicul, cutia, că cred că ți-ai cumpărat prezervat. Păi da, dulciuri. Da, 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 sărmâna. Ai uitat să semnezi, las că semnezi unul cu tău. În loc de $75 plătești. Mai mult decât e nevoie. Nu, ce, a vorbit unul din spate. Hai cu metre, hai, că îți dă o benzi. Bine, bă, nu, e numai o bandă, dar te poți încadra cu două, zic și eu. Ceea ce unde e, la stânga, a? Știam. Drumul periculos, așa, mă. Nu, frumos. M-am angajat ca și... Era zic ca și Uber, dar... Na, vorbesc mult. Am înțeles și pe acolo, dar cu off-road poți să mergi. Hai, cred că de data asta am terminat. Normal, cam cât a durat acest episod, cam atât durează locul de muncă. Deci cam 15 minute. Dacă faci vreo 2 ore, faci foarte mult bine banii. Da. Am înțeles, hai că am scris și eu. Mamă, ce era să mă... Am zis că gata, nu mai primesc niciun ban. Alexeto, bă, nebunule. Toate mașinile neocupate, păi așa mai bine decât... No, bun, amin. Bine, băieți, noi acum plecăm în cel asediu. Mergem să dăm mașina înapoi. Stricată, dar asta e. Nu știu dacă mi-a bani de reparație până acolo. Dacă nu pot să mă trezesc imediat cu un polițist, așa mă la cap. Hai, bro, hai. Bun. Bun, hai să ne ducem repede la bază. Ia-i pe mine cum fug. Cam așa ai fuge și eu când... Da. Până mă duc să-mi iau mașina. Am data trecută, ați văzut. Ce mașină frumoasă am avut, cum am avut. Hai că v-am păcălit, cred că mai stau un pic pe aici. Oh, mă, du-te. Să moară fanina mea. Am înțeles. Am eu mere cu nuclipul. Băi. Calm. Calm, călmuleț. Profităm acum că te serverul online. Deci încă o dată vă aștept pe serverul Doom România Roleplay. Aveți tot descriere. Și vă aștept și pe voi la un roleplay, la un alta, poate ne combinăm, facem ceva împreună, poate facem un episod, gen... Na, asta depinde numai de voi, dacă vreți să vedeți. Apropo, să nu că vreau să vă zic ceva, dar... Bro, ăla care vrei să dai cu hate, stai liniștit că mie un exemplu. Mie îmi pică bine și dacă îmi dați, cum ar fi, și dislike-uri pe lângă like, deci, na, ceea ce îi e care arată urât, dar, tu pe mine mă promovezi prin chestia aia. Cum? Hai că ți-o explic în felul următor. Încă în 2020, like-urile cu, dislike-urile nu se pun. Se pun doar ca și like. Deci, tu mă faci pe mine mai promovat, să zic așa, în felul în care o să mă apară videoclipuri la recomandat un alta. Deci, dacă chiar vrei, îți dau un sfat, dacă chiar vrei să dai cu hate, poți să-l ajungi numai comentarii acolo, dar și aia îl ajută. Adică, lasă-l mai bine, nu-l băga în seama dacă ai ciudă pe o persoană și asta e. Atât a fost, atât s-a întâmplat, salut! Să pula mea de fraier! Știți, hai că și eu știu să fac de-a cică. Am înțeles. Da, și la asta vreau să revin, că mai bine nu-l bagi în seamă, că așa l-a ajuns să se promoveze, așa l-a ajuns să ajungă videoclipurile la recomandate. Deci, care știe de YouTube, știe și chestia asta, pentru că lumea s-a interesat de acest lucru. Și da. Au mai fost videouri explicite în care s-a mai zis de chestii de genul în care, bă, că una alta că nu te ajută, dar odată te ajută. Hai că zic eu cu adevărul, să ajută. Poate o să lipesc și acolo pe cameră, pe undeva, mă rog, pe episod, cu niște statistici, să vezi cum faci tu cu dislike-urile. Bine, în fine, nu prea mă afectează pe mine, dar numai zic ca să știe. No, bun, am fost happy, te aștept pe serverul Doom România Roleplay. Deci, asta e. M-am lăsat, vă pup, pa, pa. Să nu uitați de butonul de like și subscribe. Ciao.